Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu noi, talare la a, nu, e la alegere despre cei cu soare, luna, Venus să ascende în nord în gemeni. Etalare pentru septembrie 2021, care a venit cu întârziere datorită sau din cauza, nu datorită, din cauza faptului că unul din pisicuții mei pe care i-ați văzut acum ceva timp într-un videoclip a fost lovit de o mașină, bănuiesc, într-o noapte, că n-a mai putut să mai meargă. Are bazinul fracturat și a trebuit să mă ocup în continuare lângă mine. Trebuie supravegheat aproape non-stop. Și cam asta e. Nu vă spun asta ca să vă scade eu din vibrație, dar, dragă, dacă drag, nu mai vorbim de problemele reale și nu mai empatizăm, înseamnă că ne răcim cu totul, nu? Cine evită discuțiile de genul acesta și nu-și exersează empatia sau înțelegerea sau eu știu ce putem să exerseăm ca și vibrație înaltă, cred că face o mare greșeală, evitând orice contact cu realitatea. Chiar dacă realitatea aceasta este cum este, încă pe acest pământ. Dragii mei, trec peste această adăugare, să zic, sau acest început. Din seria oracolelor aveți consiliere. Unii dintre voi aveți această capacitate specială de a vindeca cu cuvintele. Dar, ca să puteți vindeca cu ajutorul cuvintelor, trebuie să și ascultați atenți, evident. Apropo de empatie, interesant cum a venit mesajul, tocmai discutam despre ceea ce am, da, ce am zis mai devreme. Cum putem să exersăm empatia, cum putem să ajutăm dacă nu ascultăm și problemele celorlalți, da? Și nu înseamnă că intrăm într-o vibrație negativă, înseamnă că de acolo de unde suntem, nici detașați musai în totalitate, dar de acolo de unde suntem ca și grade înțelepciune și de sensibilitate, întindem o mână de ajutor Către altcineva. Acum, unii dintre voi trebuie să primiți un sfat înțelept de undeva și ar trebui să fiți deschiși, alții ar trebui ofer să oferiți un sfat înțelept cuiva. Dar cum am zis mai devreme, trebuie să aveți o oreche empatică, așa zic ei, empatică. Ce e foarte interesant, setul de cărți s-au oprit la expresii creative și constructorul, cărți care au apărut și în pentru RAC. Poate că aveți acolo niște planete în RAC sau aveți aface cu cineva care are marcaj în RAC. Sau poate că amândoi aveți acolo un marcaj și se creează o conjuncție. Dar, trecând peste cele două cărți, dacă vreți să ascultați la RAC, sunteți bineveniți. Um, se mai arată ce, vorbitorul, cel care vorbește, oratorul, de fapt, cel care vorbește în public, probabil că unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj care vorbește în public. Um, aceasta este parte din misiunea sa. Eventual, unii dintre voi trebuie să vorbiți cu acest personaj sau, poate, alții, în funcție de gradul vostru de evoluție, sunteți în această postură. Da? Vorbiți în public. Și nu doar vorbiți în public și ajutați, și ascultați și ajutați, da? Dar, în continuare, ca să fiți în acest, să vă întrețineți gradul de înțelepciune, trebuie să și citiți. Tipic pentru <gânghe> gemeni, nu? Și există și uh, justiția, justiția, trebuie să fiți uh, în nu? Trebuie să fiți corecți, mai ales când trebuie să oferiți un uh, sfat înțelept. Da, sunt cărți foarte frumoase care au apărut. Și conducătorul, unul dintre voi, am zis, aveți această poziție în public, vorbiți despre dreptate, despre adevăr, înțelepciune, vindecare și vindecarea tot prin dreptate și adevăr vine, da? În timp ce am amestecat cărțile, a venit șase de cupe. Or o împăcare, iar cupe, iar emoții. Ia ce frumos nu -i? așa că seamănă o discuție între prieteni sau între prieteni de suflet, între două personaje care se înțeleg, da? O discuție de la suflet la suflet. Și, dragii mei, să știți că suflet pereche poate să fie și consilierul vostru, și un psiholog, și un doctor, și un prieten care vă dă un sfat înțelept și o persoană străină cu care simțiți că rezona și care vă înțelege pur și simplu, vă ascultă și vă dă replicile pe care vi le-ați dorit dintotdeauna, oarecum, gemenilor șase de decupe. Probabil că sunt acolo ceva planete în semne de apă într-o formă sau alta. Sau poate aveți voi în, în rac planete și se fac trigoane cu pești, cu scorpion sau eu știu cu ce. Sau sextile, aspecte frumoase, da? Între planetele voastre din pești și planete. Din... De ce am zis eu din pești? Trebuia să zic din rac. Probabil că există ceva legat de pești. Pentru unii poate să fie vorba de o consilieră ca să salvați o o relație pentru unii. Pentru alții poate să fie un suflet pereche cu care ați mai um, trăit în alte vieți și cu care rezonați, ia uite unde s-au trei de cupe, cu care rezonați foarte bine, profund. Simțiți o dragoste profundă față de ei. Vă simțiți și atrași, dar simțiți și o dragoste extrem de profund, niște emoții pe care nu le-ați mai simțit față de altcineva și totuși acest vale de spade nu e prea vorbăreț. Asta din cauză că are în spate un trei de monede, un ideal care cred că pentru unii dintre voi, oh, poate chiar o căsătorie, care ar fi vrut să fie ideală și s-a consumat în, în prea multe responsabilități, eventual. Unii dintre voi aveți un doliu, un doliu, poate ați pierdut pe cineva, oricum, există o energie negativă undeva în, în, în trecutul vostru, al valetului de spade, cel care trebuie să comunice, nu consilierea, comunicare. Regele de Cupe este pentru mine un psiholog născut. Nu zic că și regele de spade n-ar fi psiholog, dar um, e un psiholog uh, nu ca și carieră, ci... Sunt niște calități native pe care le aplică într-un mod rațional și tehnic. Însă, dragii mei gemeni, e o dragoste care plutește în aer într-o formă sau alta. Poate pur și simplu stați de vorbă cu cineva, neapărat consiliere, e o discuție, repede, la suflet, la suflet. Uh, și simțiți că este altceva decât ați trăit până acum. Stai acolo cu mințele. Să fii cu minte, da? ce ah. ah. frumos, dormi. Trebuie să-l păziți pe ăsta micu, să nu cumva să se miște mai mult decât este normal. Decât este acceptabil, nu normal. Ok, ochii, ochii. Gemeni, ia uite, Male preot. poate sunteți căsătoriți voi, ei, dar male preot este și un profesor. Unul dintre voi este profesor sau uh, unul dintre voi este un profesor tehnic și celălalt este un profesor spiritual. Puteți să fiți și și. Ideea de profesora, de consiliere, de discuție profundă, înțeleaptă, empatică. Pentru unii poate să fie și o căsătorie, cum am zis mai devreme, care s-a dorit ideală și a ajuns. O dezamăgire în viața unora. Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent, nou în Gemeni, septembrie 2021. Central. Eh, căsătorie, vorbise de așa ceva, da? Central, dacă nu e căsătorie, este familia din care veniți. Genealogia voastră. Poate să fie dorința de bani a multor gemeni. Sau cineva care este foarte concentrat pe bani, pe moșteniri, Vedem cum se clarifică, cum se așează crucea și apoi o să încercăm și clarificări. Dar duc am ideea asta de tradiție, că tot am văzut marele preot. Tradiție, contracte, construcții, că tot avem aici construcții, dar construcții, dragii mei, pământene. Aici mai puțin să sufletești. Aici se construiește sufletește. Între cei doi. Dar aici este cu totul altceva, vedem. Provocarea este regele de monede. Interesant, monede pe monede. Hm. Dar o să înțelegem la clarificare care este diferența între 10 de monede și regele de monede. Diferența exactă, evident. Ia uite, 2 de cupe. Cum am văzut, șase de cupe și consilierul, da? Și nu neapărat, repet, nu consilierea cât, prietenia, cineva care vă înțelege. Ar putea, într-adevăr, unul dintre voi să fie căsătorit și celălalt, chiar dacă e căsătorit sau necăsătorit, să să aibă o poziție profesională diferită și mai înaltă decât celălalt. Deși și 10 de monede este o poziție bună, repet. Dar celălalt, eventual, academii, pentru că regele de monede poate să fie un profesor. Și chiar dacă, în sensul, um, gen marele preot, un profesor cu master, cu doctorate, celălalt poate are doar o facultate și și-a creat un business, da? E o diferență, totuși, da? de poziție socială. Poate zecele de monede are mai mulți bani decât regele de monede, dar regele de monede are experiență, are înțelepciune, stabilitatea sa se bazează pe ce a construit el, nu musai, pe ce a construit împreună cu familia, o anumită familie. Vedeți diferența? Și aici se. aici ați putea să fiți voi doi, diferiți, amândoi stabil, amândoi de un anumit grad de înțelepciune și totuși, și totuși. Asta am dat așa un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea, dar Hai să vedem cum se desfășoară. Șapte de cupe. Această întâlnire cu acest suflet pereche vă provoacă la visare. Pe voi gemenilor. Vedeți că dintre toate opțiunile pe care le aveți, că gemenii au multe opțiuni, există una foarte specială. Aceasta. Aceasta. Și această legătură specială vă provoacă construcția și profesională și financiară, într-un fel sau altul. Și totuși, chiar dacă vă provoacă, este exact ceea ce aveți nevoie pentru că monedele pământul au nevoie de emoții, da? ca să poată fi modelat. Chiar dacă sunteți semn de aer, nu înseamnă că nu aveți nevoie de bani, de stabilitate, de emoții. Da? Nu limităm zodiile de aer doar la necesități mentale. În viitor apare luna, un mister, un secret, niște confuzii. În prezent avem cavalerul de monede. Lucrurile merg încet lucrurile se desfășoară încet, poate această legătură se desfășoară, se, se construiește încet. Și în ultima vreme ați visat, v-ați da, -ați proiectat în ori, ați început să visați. Cum va fi cu acest personaj în viața voastră? Asta în cazul în care da, reușiți să vă eliberați de ceva din trecut ca să creați în viitor visurile acestea, să le manifestați. Sfatul este regina de spade. Posibil, acum vine în gând, și trebuie să o zic, chiar dacă e neplăcut și dacă cineva are ceva de comentat să le fie de bine, eu transmit mesajul. Pentru unii s-ar putea să vreți să vă despărțiți de o căsnicie ca să vă căsătoriți cu altcineva. Se poate întâmpla. Da? Regina de spade este un avocat notăriță, sau o persoană divorțată. Eventual o persoană singură. Eventual, da, uitați, vedeți, speakerul este acest orator. Ar putea să fie acest orator. Și ca să fie orator, este mai greu să ai o familie cu pretenții și cu așteptări, da? În general ori să ai o familie care te înțelege, da? Ori, și asta ar însemna ca cei doi amândoi să fie profesori, să lucreze în public, da? Sau, să fii singur. Și regina de spade, în general, este singură. Și am văzut mai devreme că valetul de spade avea în urmă un doliu. Poate să fie cineva care este văduvă sau văduvă într-o formă sau alta. Poate n-a fost căsătorită, dar sau căsătorită, dar i-a murit cineva drag. Și tot văduv sau văduvă te consideri, nu? Pentru unii, dacă e acest personaj în viața voastră, sfatul este să eventual să discutați că aveți ceva de învățat din experiența lor. E discuție, da? neapărat consiliere. Poate să fie o discuție, că avem prietenie și șase de cupe a fost, da? Exterior, patru de bâte. Ar putea să fie familia cuiva, dar eu simt mai degrabă că acest patru de bâte, o să și clarific, deocamdată este dorința de a vă întâlni cu cineva într-un ambient plăcut. O întâlnire, o, o întâlnire de-asta, romantică, sau o petrecere, sau... sau un eveniment, ar putea să fie un eveniment în familie, să vă influențeze în această perioadă. Dacă nu e un eveniment în familie, poate să fie un eveniment cu prietenii sau un eveniment public al vostru, al lor, orice. Și să vă influențeze, eu știu, deciziile, felul în care construiți ce vreți voi să construiți din aceste vise și opțiuni. O să clarific. Deci un eveniment public. Fain. Și public poate să fie public restrâns, gen, eu știu, botez, ziua cuiva, nuntă, da? Poate să fie și un eveniment gen lansare de carte, că vorbim de gemeni. Expoziție, vernisaj, finisaj, cum am eu, că tot avem aici pictori, da? Chestii care țin de creativitate, pentru că bătele sunt foarte creative, da? De înțelegere cu prietenii, Apropo de nivel profesional, da? Familiar sau profesional, s-ar putea amândoi, interesant cum vine mesajul, poate că amândoi aveți niște evenimente. Unul are evenimente familiare, altul profesionale. Deci, ce vă este teamă de turn? Știți că dacă vreți să mergeți spre patru de băte, ar putea să fie flacăra voastră geamănă a unora dintre voi. Dacă simțiți această atracție și, și în sensul nu atracție fizică, cât atracție sufletească, energetică dintre voi și cineva la care visați deja, poate și ei visează, dar eu citesc totuși cum cați fi voi, vedeți pe unde vă aflați. Dacă există pentru unii dintre voi această poveste în viața voastră a apărut și sunteți într o construcție pe termen lung, ca unei familii, a unui job, a unui business, vă este teama că trebuie să dărâmați vechea construcție. Vedeți unde? A, ah, vedeți, da, se vede. Să dărâmați vechea construcție ca să puteți construi ceva nou. C am văzut, am văzut uh, și Regina de Spade, da? Văduva divorțată sau? Femeia independentă? Care e o femeie, am zis, de femeie, nu e obligatoriu să fie femeie, evident. Oratorul? Ce vă doriți, 5 de bute? Să aveți energia să vă luptați, să treceți peste blocaje și să vă luptați cu dușmanii, cu invidioșii, cu. și. să. să... da, uite frumoasă chestiune, da? Vă doriți să aveți idei apropo de 7 de cupe și 5 de bute? Și patru de bute. Idei creative care să vă ajută într-un moment în care aveți niște lupte interioare. Ce să alegeți? Vechiul sau noul? Vechiul sau noul? Ce reușiți să faceți? Deocamdată sunteți cam obosiți în vechea construcție. Șapte este o relație de lungă durată sau în vechile construcții sunteți cam obosiți. Deocamdată vă odihniți, așteptați un pic ceva. Eu știu ce așteptați, nu știu ce așteptați. A, valetul de cupe. Așteptați, interesant. E ori personajul acesta care vă. Nu zic că vă moaie, vă, vă modelează. Da? Sunteți aici, șapte de, de monede. Așteptați exact picătura aceea de apă care înmoaie lutul și îl pregătește de a, pentru da, a lua o formă creativă. Aveți două căți care vorbesc despre creativitate. Să vă schimbați. Și cinci înseamnă și schimbare, da? Așteptați acest, acest personaj emoțional, sensibil, romantic să facă diferența. Make a difference, da? Poate că valetul de cupe vă reprezintă pe voi, unii dintre voi, doritor să exprimați emoțiile pe care le simțiți, pentru că simțiți. Și totuși, există o iaute. Am văzut regele de cupe, regina de cupe și doi de cupe. V-ați întâlnit unii dintre voi cu perechea voastră divină. Alta decât cea cu care sunteți. În acest motiv, unul este mai defensiv. Pentru că emoțiile pe care le simțiți sunt atât de intense încât nu sunteți obișnuiți cu așa ceva. Voi sau ei, evident. Cine este defensiv, regina de cupe eventual peștrac scorpion, are o mare dezamăgire în spate. Și atunci, dacă este defensivă, este de înțeles. Dar eu cred că și voi, ca orice om, aveți rănile voastre și trebuie să învățați, după trei de spade, să sperați și unul și altul. Ar putea să fie o misiune împreună, da? Că, că văd totuși două, două personaje. Așa am regele, regina de cupe, 10 de monede, regele de monede. Văd două personaje care se completează, da? Se ascultă, se aud, nu doar că se ascultă, se și aud. Șase de cupe, am zis că e o legătură profundă, poate să fie, vă auziți telepatic, da? Vă simțiți, da? Se simt, se înțeleg, și totuși viitorul e un pic incert. În ce sens? Pentru că trebuie... Descoperit ceva, cred că trebuie în primul rând împărtășite emoțiile. În momentul în care se împărtășesc valetul de cupe, emoțiile, repet, voi sau ei, se mai împrăște din ceața aceasta și din misterul care Există în, în această poveste. Dacă sunteți căsătoriți, unul dintre voi vrea să țină secret această prietenie. Nu zic musai că e amor. Poate să fie o prietenie care se transformă în dragoste profundă. Dar e o prietenie care, chiar dacă are atracție, baza este sufletul, Da? Interesant, la capătul setului de cărți aveți iar nu 5, 5 de spade, 5 de bâte, 4 de cupe, 5 iar 5 de monede, un cuplu cu probleme. Poate că unul, sunte, unul dintre voi sunteți la distanță de. Uh, vorbesc, dacă sunteți căsătoriți, posibil unul dintre voi călătorește, că am văzut 3 de bâte, sau dacă nu călătorește. Aveți niște probleme în cuplu. 5 de monede, 4 de cupe, 5 de spade. Discuții, supărări, decepții, depresii. Da? Se dorește undeva în subconștientul vostru, voi vă doriți să încheiați acest capitol. Dar probabil că a trebuit să se întâmple această întâlnire karmică, interesant, întâlnire karmică în norocului, care să vă dea așa energia că s-ar putea să o luați ze la zero, dar încă n-aveți curajul. Turnul e în poziția fricilor. Simțiți multe emoții, multă atracție, ia uite, și regin -ă, regina, de bute pentru acest personaj, dar și mult stres. Ce să fac? Ce să fac? Aici este. Cinci de bute, cinci de spate, poate să fie stresul vostru, dar n-ar putea să fie și și pe această legătură foarte profundă pe care aveți față de cineva sau cu cineva. De-aia turne poziția fricilor. Ce să fac? Cum să fac să mă... să renunț la trecut? Pentru că e o construcție care a, a fost creată în timp, dar nu se întâmplă pe moment, da? Știți că trebuie să renunțați la trecut și vă e un pic teamă. Din cauza acestor Discuții, bârfe, atacuri care vor fi probleme financiare eventual. Și totuși vă doriți să aveți această energie și creativitate să găsiți și soluții, să aveți și energia să, să treceți peste blocaje, să mergeți către șase. Hai să și vedem, dragii mei, gemeni. Clarificăm 10 de monede pentru gemeni. Te rog frumos. Energia divină clarificăm 10 de monede pentru gemeni. Te rog frumos. 10 de monede. Ha, te rog, arată. 10 de monede. Central pentru gemeni. Soare, luna, venus și ascendent și în din poate. Unii Mani veți manifesta ce spune, clar, dar la alții doar o parte din mesaje se vor manifesta. Acum o parte altă dată. 10 de monede. Ups! 3 de bute. Cum am zis, în această căsătorie unii dintre voi trebuie să faceți pentru a menține, ia uite, 3 de monede și 3 de... Ca pentru a menține construcția trebuie să... Aici este. Să faceți multe drumuri. Poate aveți un job la distanță? La distanță de familie. Ei, și când... Da, vă duce să faceți bani. Aveți o colaborare de parte de familie. Vă duce să faceți bani. Ochi care nu se văd, se uită. Și relația voastră de acasă se cam răcește. Acum. Da. Da, am zis bine sărăcești, Apare și nouă de băte, apar blocajele, da? Cinci de spade pe care le-am văzut mai devreme. Uitați-vă aici la capătul setului de cărți, da? Conflictele mentale, verbale, singurătatea, când ești la distanță, te însingurezi și așa mai departe. Uh, clarificăm regele de monede pentru unii gemeni. Gemeni, soare, luna, să ascendem, adunor, din gemeni. Regele de monede. Cine e acest regele de monede care vă provoacă, da? reprezintă stabilitate, dar în forme diferite. Regele de monede. Ups, ups, doi de bute. Doi de bute. Și a venit în poziție normală, da. Sunteți puși. E o întâlnire eventual cu cineva, că văd și aici doi de bute, doi de bute, da? E o întâlnire cu cineva care vă pune în poziția în care trebuie să alegeți. Vă pune, vă provoacă într-un formă sau alta. Ar putea să fie chiar, eu, eu simt că ar putea să fie chiar această legătură, da? În care, repet, unul nu este orice ce persoană această persoană. Afară de faptul că este un suflet care vă înțelege, este și o persoană educată cu o anumită poziție. Cu o anumită poziție. Evident că poate să fie și invers. Dar. Dar, dar. Care vă, vă, dă un grad, o altfel de stabilitate. Doi de Provocarea ar mai fi să vă faceți planuri. Cum să vă câștiga stabilitatea financiară fără să depindeți de familie? Prin ceea ce creați voi profesional. Și aici este consiliera cu cineva. Și discutând cu cineva, ar putea această discuție, dau mai multe scenarii ca să înțelegeți cum merg energiile, ar putea această discuție, discuție să vă apropie sufletește și să descoperiți că de fapt, da? Acesta să fie sufletul vostru pereche. Pentru unii, am dat așa, o variantă. Clarificăm 2 de cupe gemeni în trecut sau baza acestei cruci celtice 2 de cupe 2 de cupe ce acest 2 de cupe pentru gemeni? Ups, ups p ce sar? Sar pentru că sunt cioase Ia uite Acest personaj, vedeți ce carte a apărut invocare Pe acest personaj l-ați manifestat cred că într-un mod subconștient unii dintre voi într-un anumit moment ați chemat un asemenea suflet și acum începe să apară. Începe. de ca și când vedeți o mână. Deci nu aveam imagine. Vedeți o mână, un fir de păr, pe urmă corpul, da? Începe să se manifeste această relație în viața voastră. Chiar dacă sunteți nepregătiți, nu sunteți pregătiți unii dintre voi să renunțați la trecut, dar vine probabil la momentul inoportun sau oportun cât să vă pregătească pentru era vărsătorului, da? Sau mai bine zis, și unul și altul v-ați manifestat. Ați chemat în anumite momente, v-ați chemat. Poate că ei au chemat un om inteligent și cu capul pe umer, da? Și picioarele pe pământ. Că gemenii sunt așa, da? Când vor. Celălalt a chemat un om sensibil care să empatizeze, da? Și s-a manifestat acum. Ia uite, emoții. Mai da emoții, da? Și aici cine atrage? Atrageți apa, atrageți emoții, sufletul. Da? Sufletul. Care, datorită decepțiilor, s-a îndepărtat din locul în care ați stat într-o formă sau alta emoție. Nouă de monede, un suflet pereche care ar putea să fie independent. Ia uite, rege de, regele de apă. Iar a apărut. Regele de apă. Peis scorpion pentru unii. Clarificăm șapte de cupe. În ultima vreme, trecutul apropiat, 7 de cupe. Hm. Șapte de cupe. Pentru gemene. Șapte de cupe pentru gemene. Hmm. Evident că această poveste variază trecut, prezent, de la geamă la geamă. Depinde ce aveți, ascendent, soare, lună, variază. Hai, șapte de cupete, rog frumos, de vină. Sunt multe, sunt cam multe. Visați la cineva care vă echilibrează viața, vă echilibrează ca energie, ca pasiune, ca și creativitate. Apare și Magicianul și Șase de Monede și Regele de Foc. Și când spun Regele de Foc, mă gândesc la un personaj intens, creativ, că tot avem iar, creativitate, da? Cu autoritate ar putea să fie una și aceeași. Adică eu nu mai vreau să sincer să mă mai fixez pe zodii. Vi le găsiți voi în principiu, știți ce înseamnă băte, înseamnă semn de foc, spade, semn de aer, cupe, semn de apă, da, știți? Pentru că oamenii se manifestă diferit. Poate că este ascendentul cuiva ce de, de, foc, da? E musa, e un semn de foc. Însă, în ultima vreme, vreți să aveți încredere să vă echilibrați viața și să manifestați în realitate aceste vise, într-un fel sau altul. Chiar dacă, aceștia sunt monede, unor poate să reprezinte și o situație triunghiulară, da? Dar, vă gândiți, aveți multă pasiune față de personajul la care visați. Dar nu-i suficientă pasiune, cum am zis mai devreme, vreți să fie ceva real. Pentru că, pe de-o parte, ei vă echilibrează, dar vă doriți să și oferiți măcar cât oferă și ei, într-o formă sau alta. Da, vă gândiți cu să o luați la zero. Patru de spade e gândire, da? Meditație. Cum să o luați de la zero? Cum să vă detașați de un trecut? Ia uite, de griji. De griji, de stagnare. Cavalerul de monede în prezent, te rog frumos. Sau un viitor apropiat. Prezent ar fi, viitorul apropiat ar fi luna asta. Cavalerul de monede. Adică e o mișcare foarte lentă. Precaută, ordonată știu că le, uh, gemenii pot să fie foarte ordonați. Depinde și de planetele personale, evident. Dar știu gemeni foarte ordonați. Meticuloși. Depinde de ce strategie caută strategie iar. 8 de cupe. Hmm. Să vă depărtați emoțional de un trecut care, pe care nu l-ați simțit. Da? Sunt cupele goale, nu l-ați simțit acel trecut. Și acum vine cineva care vă face să simțiți. Sau poate a și venit, pentru că astea sunt cărți din trecut, da? Și încă așteptați șapte de monede, așteptați acest, acest personaj. Dacă sunteți căsătoriți, unul dintre voi, s-ar putea acest personaj să se fi detașat, să încerce, că nu e detașare completă, să încerce să se detașeze de voi, tocmai pentru că unul e căsătorit și celălalt, nu? Sau pentru că sunt niște căsătorii, relații la mijloc. Dar, totuși, faptul că e cavalerul de monede, pașii sunt înceți datorită acestei încercări de detașări, dar e nereușită, e nereușită. E un singurare, o tăcere care vă pune la distanță și totuși vă provoacă să sperați. Da? Problemele de cuplu pe care le aveți ori cu acest personaj, ori cu... în ce sens aveți? Cu ei nu aveți probleme. Aveți um, o tăcere eventual. Repet, datorată problemelor de familie e din viața voastră și a lor. Da? Și totuși, aici trebuie să învățați să sperați, să aveți încredere că va fi și soare, da? va fi și lumină. Deocamdată veți simți un soi de confuzie în continuare. Clarificăm Regina de Spade. Hai să zicem că Regina de Spade ați putea să fiți chiar voi cu capul pe pământ, da? să fiți un pic rațional. Dar nu e obligat. Ia uite, Regina de Spade și apa și emoțiile. Iar ar putea să fie un personaj această apă? E o carte în plus, da? ar putea să fie chiar emoțiile voastre să vă ascultați apropo de de consiliere, da, să fiți voi cu spiritul vostru, cu sufletul vostru, să stați de vorbă cu sufletul vostru, să stați de, apropo, de, da, să vorbiți cu emoțiile voastre, nu doar cu mintea, să vorbiți și cu sufletul vostru, ar fi sfatul. Poate unii dintre voi chiar vă doriți să comunicați cu acest personaj repet care aduce apă vă hrănește. Sufletul uscat de prea multe griji materiale și interese materi în sensul interesului că, domne, familia vrea cu tare. Nevoile profesionale sunt cele care sunt și, uite așa, s-a uscat o zonă destul de importantă a interiorului vostru, a unora dintre voi, evident. Vorbesc despre unii. Regele de monede, șapte de bute. Iar regele de monede aici. Și când zic regele de monede, repet, nu e obligatoriu să fie bărbat, poate să fie și femeie. Regele de monede e un personaj cu studii, în general, varianta sa bună. Asta pentru că avem orator, avem consilieră, vorbim, nu știu, eu simt că vorbesc acum despre doi oameni care citesc, gândesc, pot să simtă și din care unul dintre cele două personaje a dat la o parte simțurile ca să construiască ceva și vine celălalt cu experiența sa, cu înțelepciunea sa și vă ajută să vă înțelegeți emoțiile. Să descoperiți că da, eu încă mai simt. Faptul că simt pentru acest om, bărbat, femeie, ce-o fi, este o dovadă, da? Că sunt viu, vie. Din punct de vedere emoțional. Mie mi se pare o telare frumoasă, chiar dacă sunt provocările acestea, construcțiile acestea, materiale, umane, sunt provocate. Clarificăm, te rog frumos. Deci, acesta ar fi sfatul. Apă și regina de spade. Înțelegeți-vă și lumina și umbra, e o, da? E o spadă care are două laturi, una mai luminoasă, una mai închisă și latura întunecată, luna, a emoțiilor voastre, dar și latura luminoasă. Că apa hidratează, aduce viață, da? Cum este o grădină fără apă? Uite, o grădină fără apă în care muncești și oposești. Asta e grădina, grădina interioară. Exact picătura de care aveți nevoie ca să crească tot ceea ce vreți să investiți în voi și în viața voastră. Clarificăm 4 de băte. Exterior, 4 de băte. Ar putea să fie flacara voastră geamănă pentru unii. 11, da? 11, 11, 4 de băte exterior. Ce vrea să se arate? Uite, regina de foc. Ia uite, și aici regele de foc. Voi simțiți pasiune și ei sunt foarte pasionali, creativi, intenși. Aici este. Simțiți că... Da, și visați să se manifeste acest vis în realitate. Chiar dacă mai există personaje la mijloc. Și veți trece și de acest turn, pentru că va trebui, la un moment dat să treceți de acest turn exterior. Hm. Și când zic intensitate, zic atracție, nu nu mă refer la persoane musai sexuale, nu Regina de. De, de foc. Și regele de foc nu sunt mulți sexuali. Sunt oameni încrezători. Amândoi sunteți încrezători. Am zis, aveți, aveți multe asemănări. Și totuși ceva vouă, vă lipsește și lor le lipsește ceva ce aveți. Știți? Vă completați. Aveți acea picătură, acel puțin, care celuilalt îi lipsește, ca să fie complet. Uite. Există totuși niște blocaje în calea manifestării nouă de, de bătăi e un blocaj și asul de spade, da? Trei de spade. Energia încă nu circulă, nu circulă fluid. Chiar dacă, iau, te sunt emoții, iar energie vă puteți completa, există o dezamăgire sau riscul că puteți să-i dezamăgiți pe alții aici. Când rămați vechea construcție, o să sufere alții, dar asta e. Ce să zic? Aici e provocarea. Clarificăm turnul. De ce vă este teamă? Pe de-o parte, pentru unii acest personal să fie apărut într-un mod de a aștepta și să. să eu, da, nu. nu. Acum continuă ideea. Dacă a apărut într-un mod neașteptat acest personaj în viața voastră sau voi în viața lor, șocurile acestea, momentele astea neprevăzute. De acestea vă este teamă mai degrabă decât de alte, alte lucruri. Și totuși a fost completat turnul de împăratul. Ia uite, împăratul este, poate să fie construcția tradițională, familială sau profesională. Poate să fie amândouă. Amândouă sunt provocate de această întâlnire cu flacăra geamănă. Că nu degeaba apare flacăra geamănă și zic flacăra geamănă pentru că așa simt să zic. Așa simt să zic. Pentru unii așa simt că e flacăra geamănă, care apare tocmai ca să ne facă să creștem. Și împăratul este zdruncinat, că împăratul este profesor sau businessman sau om de familie, pentru mine nu contează, este un personaj care a construit, ia uite, a construit cărămidă peste cărămidă, dar a uitat să-și modeleze această construcție și are nevoie de exact de această apă, aceste emoții, pe care le descoperă lângă flacăra aceasta geamănă. Da? Iar apare regele de monede, iar apare șapte de monede, șapte de bute. Defensivitatea asta, în fine, exagerată, zic eu, exagerată, dar e de așteptat. Că transformarea vine greu, clar. Clarificăm cinci de bute. Dacă exterior apare 4 de bute, voi vă doriți 5, adică totuși, conștientizați că există 4 și vreți să aveți energia aceasta regiile regele de bute, da? Cât să cuceriți 4 sau cât să, să ajungeți la un 6 la victorie. Clarificăm 5 de bute pentru gemeni. 5 de bute. Dacă aveți acasă pe cineva gelos, vă doriți să aveți energie să îi puneți la punct și să vă îngrijiți de sufletul, de emoțiile voastre. De care unii dintre voi nu v-ați mai îngrijit. 5 de bâte. Extraordinar! 5 de bâte a fost clarificat de 5 de bâte. N-am pomenit așa ceva. 5 cu 5. Hai să zicem că e 10, da? Prea multe conflicte vă vor vă, vă, vă aduce în punctul de a vă consuma energia. Dar, hai să mai găsim totuși. Mai dăm o carte. 5 de bute, 5 de bute. Nu se poate. Hai. Adică se poate, da? Ia uite. 5 de bute a fost clarificat de 5 de cupe Aici este. și de asul de cupe. 5 de cupe în poziție normală. Dacă din cauza acestor conflicte interioare nu comunicați cu ei, știți că veți regreta. Dacă nu manifestați acest început, acest as de cupe cu ei, știți că veți... 5 cu 1 6, de 6 de cupe pe care l-am văzut mai devreme, da? Asta este. 5, 5, 5, iarte. Poate asta să vă spună ceva. Totuși, nu, da, așa a apărut în poziție normală. Vă doriți totuși această dragoste, vă doriți acest început, vă doriți vindecarea de trecut, vindecarea de rănile care se vor manifesta și în prezent și în viitor dacă renunțați la trecut, la construcția pe care ați, în care v-ați implicat până acum ca să manifestați acest suflet pereche? Ia uite. Aer, hai, aer, 10 de bute. Da, 5 de bute, 5 de bute, 10 de bute, da? 10 de monede. Iar, care apare aici. Și energia. Tai chi Și marea preoteasă. Și viziunea. Există un mister. Personajul acesta e plin de mister, dar și de o energie care putește în aer și vă atrage, ca un vânt de, prim de primăvară. Hm. Clarificăm luna pentru gemeni. Discuția cu acest personaj vă, pentru unii, vă înviorează, vă trezește la viață și vă inspiră. asul de spate, aici este. Încă nu știți eu, confuzie. Luna este un mister. Cum se poate al doilea as încă pe ne manifesta? Nu e invers, după cum vedeți, nu. E pe diagonală. Stă să se manifeste. Aer și apă. Exact aici. Aer și apă. Și știți cum aș descrie cele două cărți? Că o ploaie de primăvară. Dacă vreți să fie de toamnă, e alegerea voastră. Dar mie, nu știu, prim primăvara. Uh, îmi dă această senzație de speranță, de de, de încredere. Ia uite și la capătul setului de cărți, nebunul. Uh, trebuie să vă eliberați, în primul rând, de starea asta de visare, șase de spade și visul. Dacă justiția vă spune ceva, Înseamnă foarte multe, dar aici s-a oprit la asul de spade. Dorința de a o lua de la zero, clar, 0, 2, de, doi ași, detașarea de emoțională, de eventual de o atitudine materialistă și pentru că a venit pe, pe orizontal se, se va transforma această, sau detașarea se va manifesta mai greuț, dar veți reuși dacă vreți. Pentru că sfatul este acesta. Aer și apă. În sensul frumos al cuvântului. Și influența exterioară, patru de bâte și regina de bâte. Pentru mine, da, patru și cu 5. cinci. Iar un personaj creativ care vă provoacă da, la, exprimări, la exprimări și construcții creative. Apropo de, de ce am zis mai devreme, ploaie de primăvară, uitați aici florile, da? Da, am, am preferat, am, și, sim am simțit să zic, ploaie de primăvară. Peste aceste construcții, monede, monede, da? Monede, 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 central și băte. Foc și pământ, foc și pământ. Adică pământul ăsta cum să ardă? Da? Că ai nevoie, într-adevăr, dacă vrei să faci o cărămidă, ai nevoie de pământ. Dar ca să faci pământul, nu ai nevoie de apă. Altfel, se arde, se, se, crapă când o pui în cuptor. Deci, în viitor, încet, încet, va trebui să găsi soluțiile. Iar aer și apă, da, aer și apă și în viitor și aici, da? Dar trebuie să fiți sinceri cu emoțiile voastre, cu ceea ce simțiți. Și să aveți eventual această discuție cu personajul acesta, care este mult, mult mai ancorat în emoții, voi mult mai ancorați în rațional și am zis, vă completați. Aveți perspective diferite, dar exact ce are nevoie celălalt. Clarificăm, te rog frumos, șapte de monede pentru gemeni. E o așteptare, e așteptați. Așteptați să comunicați și ei vă așteaptă și... Sper că nu stați pe loc pentru că vă așteptați, Îmi să vă, văd că stă să se arate. Uh, adică abundența aceasta încă e nemanifestată până nu vă exprimați. Valetul înseamnă exprimare emoțională, romantică, sensibilă. Ce mini pot, mai ales prin poezie, dar dacă sunt gemeni foarte, sau personaje cu marcaj în gemeni foarte raționate, va fi o provocare, evident. Provocare la creativitate. de da? a apărut 5 de bute aici, vedeți? 5 de bute. Deci a fost clarificat de 7 de, de regina de pământ. Regina de pământ este regele și regina de pământ. Interesant. Ar putea să fie, pentru mine, pe regina de pământ poate să fie și soția, da? Uh. Iată, asul de băte și patru de cupe. Cred că începeți, veți începe să conștientizați. Prea mult pământ, prea mulți bani, prea multă dorință de stabilitate, de fapt, nu este ceea ce aveți voi nevoie. Pentru că regina a venit invers, da? Și șapte de monede înseamnă și așteptare. Ați muncit într-o relație cu cineva care a fost extrem de materialist eventual pentru unii dintre voi și ați obosit. Din acest motiv, sufletul vostru are nevoie de altceva, are nevoie de șapte de, de valetul de cupe, de doi de cupe, da? De apă, de apă, de azi de cupe, da? Sufletul vostru are nevoie de altceva, de empatie, de cuvinte frumoase, de discuții înțelepte, spirituale, creative, da? Asul de bâte este creativ, dacă ați muncit într-o grădină mai mult decât ați fi crezut, ați obosit. Pentru că regina aceasta, regina de pământ, nu e regină. E o falsă regină. Și din cauza asta aveți iar patru de cupe pe care l-am văzut mai devreme. Hm? Uite-l aici, da? Patru de cupe. Aici este. Cinci de monede, da? cuplul acesta care scârție, va a dus la, la decepții, la depresii pe unii dintre voi da, și vreți ceva nou și se va manifesta acest nou, dar probabil că până să se, se manifeste într-o formă rațională și emoțională acest nou se va manifesta într-o formă creativă, da, creativă și energetică. Cineva a zis, măi, se vede, cineva vă dă energie prin creativitatea sa, prin exuberanța sa și așteptați acest personaj și l-așteptați și nu e suficient să l-așteptați, dar va trebui să și împărtășiți, să spuneți și voi ce simțiți. Asta e. Trebuie să spuneți ce simțiți. Ia uite, la capătul setului de cărți, 5 de monede, da? Că tot am văzut aici 5 de monede, da? Problema asta pe care o aveți unii dintre voi. 2 de spade. Da. Sunt niște chestiuni. Dar, repet, este un personaj în viața voastră care vine cu o energie benefică, așa simt. Și nu mai dau zodii, pentru că, repet, zodiile se manifestă și în funcție de ascendent. Poate e ascendentul vostru aici care se manifestă. Poate nu sunteți zodii de. Aia. Sau poate sunteți. Însă, eu zic că, totuși, mesajul e coerent. Mie mi se pare coerent. Dacă voi nu-l înțelegeți din prima, mai ascultați încă o dată. Nu, nu o să ai să-mi faceți mie vizualizare, dar ca să înțelegeți mesajul. Eu cred că unii v-ați atras flacăra geamănă. Că sunteți pregătiți, că nu sunteți, că vă zdruncină construcția. Asta e. Variază. Însă, e frumos. E frumos să... Să discuți cu emoțiile tale. Da? Ce frumos? Uita, să discuți cu emoțiile tale, cu sufletul tău. Și să vă găsiți undeva la mijloc. Da? Cam atât. Mai mie mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu știu ce titlu dau. Dar meditați. Că e frumos ce se arată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!